Fie că te mândrești cu urși bruni care ne populează pădurile, fie că te sperie ieșirile lor în zonele populate, un lucru este cert. Știi că avem printre cei mai mulți urși bruni din toată Europa, dar te-ai întrebat vreodată cum am ajuns aici. Au făcut-o pentru tine jurnaliștii de la The Guardian. Ei spun că populația numeroasă de astfel de mamifere îi se datorează lui Nicolae Ceaușescu. Mai multe despre reportajul realizat de jurnaliștii britanici știe Petronela Axin, de editor Alef News. Bun găsit, Petronela! Nela, spune-mi, cum explică cei de la The Guardian această afirmație? Explică simplu prin acțiunile fostului dictator. Mai exact, ei spun că Ceaușescu a fost cel care a creat stații de hrănire în păduri a urșilor bruni. De asemenea, a dat ordin ca toate cadavrele de vite să fie duse în astfel de locuri, în păduri, tocmai pentru a duce la înmulțirea mamiferelor. Și în ultimul rând fac referire și la faptul că Ceaușescu a fost cel care a interzis vânătoarea urșilor bruni. E drept că nu pentru toată lumea. El, apropiații lui și alți membri ai Partidului Comunist Român continuau să vâneze urși bruni, dar dat fiind faptul că nu era vorba despre o vânătoare la scară largă, să spunem așa, uite că toate acțiunile lui tot au dus la creșterea populației de urși bruni. Petronela, dar care a fost ideea acestui fotoreportaj? Jurnaliștii au vrut să arate partea frumoasă a Europei, o parte frumoasă care, spun ei, adesea este trecută cu vederea. De asemenea, amintesc în acest fotoreportaj despre programele guvernamentale care sunt implementate în alte țări europene, tocmai pentru a reintroduce urșii bruni în pădurile de acolo, și asta în timp ce noi ne bucurăm sau, din contră, suportăm consecințele acțiunilor lui Ceaușescu. Fac referire în acest sens jurnaliștii de la The Guardian la acele situații când urși bruni coboară în zonele populate în căutarea de hrană, iar aceste situații au ajuns să reprezinte adevărate probleme în zonele respective, iar toate aceste lucruri s-au transpus în probleme care până la urmă apar și pe agenda guvernamentală de la noi. Petronela, îți mulțumesc pentru informații.